Salutare de lor, eu sunt Pepper și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Shader City, episodul 30, mai exact. What the fuck? Da, episodul 30. Și, de fapt, ăsta e mai exact un video update, va fi un episod mai scurt, pentru că o să fie mapa la download și vreau să vă prezint mapa înainte să o pun la download. Bun. Ce turn am zis eu că fac off-camera pentru oul de dragon ăsta? Da, l-am făcut eu singur, nu știu cum mi-a dat mie prin cap, ba am mai tăiat din el, am pus altceva să arate mai binișor, nu știu cât de bine a ieșit, v-am spus, și vreau să vi-l mai arăt așa, să-l mai ocolesc și să vi-l arăt. Părerea mea e că arată destul de bine, am spus, nu sunt eu cine știe ce arhitect, nici în viața reală, nici în Minecraft, doar că am încercat. Hai să urcăm. Uite, aici am pus glowstone și podeaua este din colored clay, clay colorat. Și uitați, scările sunt ok. Adică poți să le urci totuși și poți să ajungi sus. Am luminat și scările cu glowstone. Și aici am pus glass și foarte mult glowstone și acolo oul. Deci am făcut asta pentru că noaptea vreau să se vadă destul de bine și da, vă garantez că se vede foarte bine noaptea luminat de acolo de sus. Nu se vede ouă, dar se vede lumina. Și uite ce șmecher se văd scările. Ha! Mă laud singur, mi-au murit lăudătorii, ce să fac. Da, părerea mea e că se vede destul de bine. Acum nu știu, voi decideți dacă vă place, dacă nu vă place, îl faceți voi altfel. Tocmai de-aia vă și dau mapa, nu să jucați pe ea. Și off-camera, că tot vă dau eu mapa, am curățat pe aici, mi-am curățat și inventarul, bine, asta crește, dă-l dracu de acolo. Tu știi ce, stai să-l iau pentru că nu vreau să vă dau mapa așa, să o curățați voi, știi, vreau să vă dau gata curată, ca să nu ziceți voi că sunt eu Barrow, da, poate am mai căzut prin apă niște bucăți de sugarcane, dar asta nu mai contează. Doar atât, parcă luam un stack și... de fapt un stack și când era plin, da. Când era gata crescut tot. Și bineînțeles că o să mai luați la mapă și turnul ăsta, pentru că, na, data trecută când am pus episodul ăsta, mapa la download, mapa ăsta, turnul era deja făcut, scuzați-mă. Și ce am mai făcut, bineînțeles, tot pentru voi. Ia uitați, ce e aia? O piramidă. Părerea mea e că arată destul de epic și o să vedeți ce am mai făcut și înăuntru. Pe din afară arată foarte tare. Înăuntru arată la fel de tare, cred. Aici am pus, bineînțeles, netherrack și am dat foc la netherrack ca să se vadă așa mai luminos. Și aici jos, ce am făcut? Nu știu, un fel de morminte sau mormânturi, chiar nu am idee, nu știu sigur cum se zice. Da, uitați, sar pe ele, sar pe morminte. Se vede destul de bine, după părerea mea, chiar am avut o idee bună, zic eu, mormintele zeilor, că na, piramidele pentru asta sunt făcute, nu pentru zei. Și arată destul de binișor. Nu știu, o să las uneltele și ce mai am eu pe aici în chesturi ca să le puteți lua și voi, bineînțeles. Casa, după cum vedeți, e refăcută, ați văzut și în episodul trecut. Nu știu, ce să vă mai zic. Acum apa o luați să mai faceți voi chestii sau să faceți ce ați vrut să fac eu și eu n-am făcut pentru că n-am știut ce vreți voi sau nu mi-a plăcut mie, nu știu. Așa, să mă duc să pun astea în chesturi. Deci, fiți atenți. Uneltele pe care le am, le voi pune aici jos, da? La unelte și dăroase și mapa o pun la unelte. Și hai să pun și mâncarea, ca să știți de unde să le luați, da? Să nu căutați în toate chesturile. Deci, ce am avut eu în inventory acum, le căutați la unelte shaderoase, da? Am apun sugar cane, aici am o tonă, frate, chiar nu știu ce să fac. Semințe, am o grămadă. Ah, iau-te niște ouă. Bă, pe astea nu le-am văzut. Hai să mă o să spawnez niște găini ca să nu vă las mapa așa, fără niciun animal. De fapt, animale sunt, dar să nu vă las o fermă goală, nu? Dacă din astea 5 ouă trebuie să neapărat o găină. Ia uite, bă, din ultimul ouă, aici o găină. Vei, asta e tare.
Mai sunt două vaci. E, acum n-or muri și ele, sau voi. Mă enervează porcările astea de squiduri, chiar mă enervează. Hai să mergem și pe la cai să vedem care e faza. Vă las și căluț așa frumos cu ăsta cu armură de diamond. Vi las pe Gandalf cu armură de diamond și pe Sméagol cu armură de iron. Mamă, deci plouă acum în București, frate, cum se spune? Și bate un vânt ăla la 60, 50, 60 de km pe oră. De îmi zbura umbrela, frate. Mă duceam așa, cu umbrelă cu tot. Zburam cu ea. Ia. Oile sunt destule. Acum nu știu ce mai vreți voi să faceți. Să mai lăsați idei ce vreți să mai fac. În orice caz, aș vrea să fac un fel de... nu știu, carusel. De pe aici până pe acolo, prin deșert, pe urmă iară să mă întorc. Și pe aici, știi? Cu... Șine, dar o să-mi trebuiască mult iron, mult redstone, bine, redstone, cred că am. În orice caz, în episodul următor, adică în episodul 31, o să mergem la minat acum. Probabil că o să dau speed up la video, nu știu sigur. Când o să minez, asta depinde și de cât iron avem, știu că mai avem foarte puțin. A, și să-mi spuneți ce vreți să pun pe aici prin spate, pentru că n-am idee și să arate așa gol. Nu arată chiar așa de urât. Doar că na. Nu știu, așa și pe finalul episodului. Mă scuzați că este mai scurt, dar după cum v-am spus, este un video update și așa. Music disc pe ăsta și pe ăsta, să pun așa. Cât o melodie pe final. Ia de aici. Și deci nu, ca asta arată urât. Sună urât, lor. Și dăm drumul la asta. Dă-mă CD-ul, așa. Ok. Vă mulțumesc că ați urmărit și acest episod. Nu uitați să dați like și să downloadați mapa. Linkul de la mapă o să fie în descriere, da? Nu uitați. Repet, linkul de la de la mapă o să fie în descriere. Nu uitați să-l downloadați. Vă lăsați și poțiuni, bineînțeles. Uneltele pe care le foloseam eu, pe care le aveam în inventar, le-am lăsat în chestul cu unelte shaderoase. Uitați, pun și discurile aici. A, și am mai găsit prin locul pe unde prin locul prin, mă rog, locul ăla, pe acolo pe unde am făcut eu aia piramida. Era un fel de spawner, dar spawnerul nu l-am găsit. Am găsit decât un chest. De unde am luat Gold Horse Armor, Iron Horse Armor, Name Tag și Saddle. Ah, am mai luat și o găleată. Aveam 6 glețe, acum am 7 pentru că na, am mai luat o găleată, dă. Și, bineînțeles, din nou, cam atât din episodul ăsta. Sper să downloadați mapa și sper că v-a plăcut ce am construit, nu știu sigur. Ne revedem în episodul următor, în care cred că o să minăm, pentru că avem nevoie de resurse. Bye bye!